Bună seara, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu microfonul. Am întârziat un pic, Andreea. Am întârziat pentru că am mai avut o discuție acum cu cineva. Cum ne-am obișnuit, cum am obișnuit pe toți, continuăm să facem lucrarea asta, e destul de interesantă, chiar foarte interesantă. E vorba de tema pentru a doua zi, nu? Asta ne-am propus. Spuneam și altă dată, foarte mulți, să spun, mai toți colegii tăi acum sunt în vacanță, n-au treabă, nu le trebuie matematică, matematica să n-au de ea, nu? Asta este ideea generală. Și tu mi-ai făcut o surpriză că ai venit și cu o colegă de-a ta. Te numești? Alina. Alina. Până când se dau drumul la cameră, am mai schimbat noi câteva așa vorbe, să zic așa, între noi și mă surprinde în mod cel mai diferit decât am gândit-o vreo clipă despre matematică. Sigur că m-am întâlnit în cariera mea cu foarte multe astfel de situații. Copii care, mă rog, n-au treabă cu matematica, nu le trebuie matematica, au hotărât și au format o idee, spun, fără matematică. De fapt, tu chiar crezi că se poate în viață și fără matematică, nu asta este convingerea ta. Așa. Alina, știi, se produce undeva declicul ăsta, undeva se întâmplă ca să spui, nu-mi place matematica, nu-mi place. Poți să-mi spui când s-a întâmplat chestia asta la tine? Păi când am ieșit la tablă și nu știu, și mi s-a spus că, că nu știi, că nu știu ce, deci, și am văzut că nu-s bună la așa. Este excelent ce spui. Cam picând de la, prin școala generală, pe unde, prin ce clasă bănești tu? A cincea, cred că așa. Aha, cincea, aha, șasea. Aha. Dar până atunci, de la învățătoare, ți se spuseseră că tu n-ai treabă cu matematica și că Nu. Nu. Deci, nu cumva s-a produs atunci o greșeală, a fost o greșeală extraordinară a profesorului respectiv. Când a venit atât de agresiv cu decizia, tu nu știi, nu ești bună de matematică, la matematică, tu asta. Și mai se întâmplă un lucru, trebuie să fim iarăși corect și cinstiți. E vorba și de cuvintele urâte care uneori se adresează. Adică vreau să spun, ești nu știu cum, nu spun eu cum. Așa și tu ești la loc și așa. Da. Deci și chestia asta, copilul din tine, tânărul din tine a fost destul de lezat în clipa în care, în fața clasei, ți s-a pus verdictul acesta și atunci tu l-ai acceptat. O fi așa. Da. Și de acolo înainte ai tot mers, așa cum să spunem, cât s-a putut la limita aceea de jos. Tot timpul convinsă că nu poți face niciun negheșițiu. Când tema ți-ai pus să o faci acasă, ai avut de la bun început convingerea că mai ai șansă să o faci. Nu, adică încercam. Chiar dacă știam că nu știu, totuși încercam să fac. Deci, totuși încercai. Asta este extraordinar. N-ai abandonat complet. Deci am găsit o fetiță care era în clasa a șasea și care abandonase complet din clasa a doua. Și ea spunea, nu știu matematică și asta și stătea ca la plajă. Deci la matematică. Deci pur și simplu nu avea nicio treabă cu matematică. Deci tu încă doreai să faci ceva, doreai să faci ceva. Meditația ai făcut? Da. Ai făcut. Care a fost rostul meditației din toată, din ce ți-amintești tu așa? Te-a determinat un pic să înțelegi matematica sau au fost pur și simplu, ai dat niște bani și pur și simplu ai înțeles câte ceva. Deci profesorul acolo și-a făcut un pic treaba. De regulă cu profesorul de la clasă sau profesorul din altă clasă, la altă clasă? Cum ai făcut procedura? Profesorul de la clasă. Profesorul de la clasă. Aici este o problemă. Pe care merită să o sancționăm. Nu te-am întrebat unde ai făcut, la ce școală. Vezi, portăm discuția diferit, fără a te identifica. Da? Așa. Te întreba de ce profesorul acel la clasă, în clipa în care te ducea la meditație, se comporta altfel, îți lăsa impresia că știi, nu cumva din clipa în care ai făcut meditații la clasă, nota a fost falsă? Te-ai întrebat? Pentru că el trebuia să justifice.
banii pe care i-a luat pe meditații. Și când tot el trebuia să-i justifice, atunci clar că era pericolul foarte tare să fie fals. Și ți se dădea impresia că cam așa de un 7 ești pe acolo undeva. Am dreptate așa pe, da? Cam la un 7 așa. Și cu asta lucrurile mergeau. De foarte multe ori la meditații se mai întâmplă la grupul acela de 2-3 copii. Nu știu, 4 poți să fie, nu știu, la o grupă. Se întâmplă ca să se copie unul după altul. Nu, eu sincer când am făcut, eu o făceam singură. Adică singur? Nu mai era cu grup sau... Deci mai cu tine. Cu... Da. Excelent. Atunci n-avea decât o obligație să stea cu tine și cu asta pe asta. Eu trebuie să spun că am făcut la grupe, când făceam la grupă meditații, de ajunsesem până la 12 la grupă. Mă întâlneam la națională, vezi, vorbesc deschis în fața camerei, am avut 17 premii naționale. Când ajungeam la națională și le spuneam colegilor mei că am avut până la 12 la grupă, spuneam, păi nu se poate, e șarlatan. Nu se poate, la 12 nu puteai tu să poți supraveghea. Și le-am spus, dragilor, toți 12 luau la facultate. Toți 12. De ce? Aveam un stil propriu de a face pregătirea. Niciodată cu elevii mei. Tot timpul cu elevii altor profesori la alte școli. Elevii dumneavoastră înțelegeau. Elevii mei luau premii și la clasa națională am ajuns de atâtea ori. Și am luat locul 2 pe țară la matematică de mai multe ori. Copiii mei, aceia care sunt acolo la Microsoft, deci aveam un stil de a lucra. Ei bine, îi ajutam pe cei care nu aveau șansă să aibă profesori de la care să înveți. De aceea, în clipa asta, am abandonat tot și acum vreau să-i ajut pe toți vorbitorii de limbă română, de oriunde s-ar afla ei din lume. Cu Prof Online au o șansă. Dacă o să intri la Prof Online și o să vezi că o să te îndrăgostești... Da? Ai auzit o zi de mine? O să te îndrăgostești de stilul care fac, vei vedea comentariile și vei vedea că facem niște lucruri deosebite. Așadar, e interesantă discuția cu tine. Cred că aș putea să discut suficient de mult. Ești deschisă în unui dialog și simți că niște lucruri nu merg. Faptul că te situezi de partea cealaltă a baricadei, însemnând un refuz pentru matematică, îți dai seama că nu e în regulă, dar asta e situația, o accepti ca pe un dat și cu asta basta. Eu vreau să zic că poți să-ți schimbi impresia și ți-o poți schimba. Vezi tu mesajele acelea multora care a spus de la întâlnirea cu mine, lucrurile s-au schimbat complet. Deci poți să crezi și să speri că și tu ai o șansă. Nu se poate să abandonezi și să spui fără matematică. Nu există. Pentru că nu există o selecție, spune, unii se nasc ca să învețe matematică și alții se nasc să fie pe partea cealaltă. Este aiurea. Numai că, să zicem, ca forță intelectuală ne putem diferi. Să zicem, unul se prinde mai repede la o chestie, la limbă, da, așa, dar nu înseamnă că prin muncă nu reușim să ne apropiem și noi de cât de cât ai de celălalt. De aceea, cu Andreea am pornit o muncă foarte dură, eu spuneam că la vremea asta mulți fac altceva, noi facem matematică. De aceea ne apucăm de treabă. Andreea, ți-am spus pentru astăzi că o să facem ceva cu numere complexe, da? Da. Dar ți-am dat și niște teste. Da, mi-am dat testele la două. Așa, vreau să văd testele. Și mi-am notat aici, mi-am înconjurat ce nu mi-a ieșit. Hai să rog, te rog să... știi cum doresc. Îl scriem testul și discutăm repede pe el ca să vedem care este ideea corectă. Da. Dacă este corectă sau sunt slăbiciuri. Mm-hmm. Deci, acum nu mai valorizați aici. Deci. Vă dau primele 4 exerciții care le-am. Te rog. Deci, 1. Calculați arc sin. Calculați. Arc sinus. Arc sin de sinus de 5 pi pe 3. Arc sin de sin de 5 pi pe 3 supra 3 plus arc tangent de tangent de 2 pi pe 3. 2 pi supra 3.
Să calculăm asta, da? Da. Cum ai gândit-o? A, 1, 2. 2. Rezolvați ecuația. 2i supra 1 minus i. 2i supra 1 minus i. Ori z. Ori z. Plus 2i. Egal cu 2z. Egal cu 2z. Pe lângă 1 minus i. 1 minus i. Încheie parantezea, minus 3 plus i. Minus 3 plus i. 3. Apoi rezolvați ecuația. Sinus de 2x plus sinus de x. Sinus de 2x. De x plus sinus de x plus cos de x egal cu 1. Așa. Și 4. Dacă z aparține numerului complexe mai puțin din r. Dacă aparține lui c. Minus r. Așa, minus r, minus r, da. Da. Și z plus 4 supra z. Z plus 4 supra z. Aparține lui r. Da. Aflați modul de z. Aflați modul din z. Da. Astea, în ordine, hai să vedem că tu le-ai avut acasă, la primul cum ai gândit? Păi, știam că arc sinus de sinus era, este arc sinus de sinus era sinus, sau ceva de genul. Trigonometria, da? Problema cu trigonometria. Bine, hai să începem așa un pic. Funcția sinus, într-un tot cercul trigonometrie este cel care ne salvează, da? Da. Deci, ce înseamnă? Înseamnă un cerc de rază 1, de rază 1, și notăm AA' prin diametru, care înseamnă axa X-lor, BB' prim, care înseamnă Y-lor, iar sensul ăsta de mișcare a lui M, care pleacă din punctul A, sensul ăsta de mișcare este sens pozitiv, iar dacă mișcarea va fi executată în sensul celălalt, din A în partea asfaltă, se numește sens negativ. Ei, la un moment dat, M ajunge aici. OM și cu OA fac un anumit unghi. Un unghi alfa. Și, ducând proiecția lui M pe OA, obține un punct M1, un triunghi, iată, un triunghi de triunghi care a apărut, și atunci sinusul unghiului alfa, egal cu cateta cine? Cateta opusă. Cateta opusă supra ipotenuză. Da. Da? Sinusul este cateta opusă supra ipotenuză. Deci este M, M prim, M, M1, supra ipotenuza O, M. Deci M, M1 supra O, M. Dar O, M cât este de mare? E raza 1. Este 1, am luat noi, nu? Am zis că luăm un cerc de rază cât? De rază 1. Unitate. Da? Deci O, M, hai să fixez aici, O, M egal cu 1. Da? Lungimea segmentului acesta este 1. Și atunci va fi egal cu M, M prim. M, M1, da? Sinusul. Sinusul este lungimea segmentului ăsta. Da? M, M1. Iar cosinusul, unghiului alfa, egal cu cateta alăturată, adică O, adică OM1, OM1, supra OM care este 1. OM care este de 1 și deci înseamnă OM. Da. Ca orice punct, în plan, când reprezentăm un punct, avem, are un X și un Y, da? X-ul, adică ăsta este X-ul și celălalt este Y. Da. Dar cine este, în cazul meu, OM1? OM1, din ce am văzut acum la dreptul cercul trigonometric, este OM1 este cos. Chiar cosinusul de alfa, da? Deci, cos de alfa.
Iar asta aici am spus că este ce? Cine este? Sin de alfa, da? Deci ăsta este Y-ul, uite. Da. Da? Y-ul punctului de pe cerc. Deci ăsta este sin de alfa. Și înseamnă că eu acum am să spun că OM are ce coordonate? X-ul, nu o punem X-ul, adică cine este? Cos de alfa. Cos de alfa și respectiv sinus de alfa. Cos de alfa și sin de alfa. Cu cine este egal într-un triunghi dreptunghic? Teorema lui Pitagora ce spune? Ce spune teorema lui Pitagora? Ipoteza e suma pătratului latului. Catetenul, da? Ipotenuza la pătrat. Deci o e în pătrat. Alina, am dreptate? Da. O e în pătrat. Deci o e în pătrat. Ipotenuza la pătrat este egal cu suma pătratelor catetelor. O e în unul pătrat. O e în unul pătrat. Plus M1 fratul pătrat. Adică OM, cât este de mare OM? Cât am spus că este de mare OM? 1. Deci vine 1. Este egal cu OM1 la pătrat. OM1 înseamnă cine e în cazul nostru OM1? OM1. Cosinusul, da? Cos de alfa. Deci vine cosinus pătrat. Pătrat de alfa plus sin pătrat de alfa. Sin pătrat de alfa. Iată, așa este formula fundamentală a trigonometriei. Sin pătrat plus cos pătrat face 1. Așa este? Da. Și vi s-a dat formula asta așa, fără ca să fie justificată. Dacă n-ați înțeles de unde vine, sigur, azi o învățăm și mă ne uităm. Deci formula fundamentală a trigonometriei vine de la faptul că Pitagora într-un triunghi dreptunghi. Pătratul ipotenuzei, suma pătratelor catetelor. Dar asta știți să o demonstrați, teorema Pitagora? De unde vine asta? Cine? Chiar așa știți matematica asta? Nu știu, nu știu formula aruncată acolo. Cine vine în minte să spună treaba asta cu pătratul ipotenuzei face suma pătratelor catetelor? Nu. Dar în clasa a șaptea, la geometria plană, tu ai spus de teorema lui Pitagora. Da, mi s-a arătat formula. S-a șaptea. Da? Și mi s-a dat formula, atâta tot. Da. Dar nu s-a putut justifica aceea. Știi ce zice pătratul ipotenuzei suma pătratelor catetelor? Uitați, hai să fac așa. Am luat un triunghi dreptunghic. Unghiul drept în sus. Ăsta de aici. Da, 90 de grade. A, B, C. Și am să construiesc pe BC un pătrat. Cu cine este egal are unui pătrat? La latura la pătrat, da? Deci BC, D e... Iar pe latura asfaltă, iar și un pătrat. Numai că tot când prelungi, ai luat pe că dacă e 90 de grade, parcă e bine așa. Iar și un pătrat aici. A, C, M, P. M, P. Și din face iar și un pătrat. Este. Alina, tu ai o șansă imensă. Alina, nu-i bine? Da. Ai o șansă pentru că chiar dacă acum ai venit așa nepregătită, n-ai nimic de scris, doar privești la tablă, ai șansa ca din dată, de mâine începând, să vezi lecția asta la, pe internet. Și atunci poți să o vezi și să faci lecția, le faci perfect, scrii, lucrezi, da? Deci, asta e spectaculos ce fac eu. Pentru că în timpul lecției acum, să spunem, uneori îți mai fuge mintea, ba în stânga, ba în dreapta, ba nu știu ce, și scapi din explicațiile profesorului. Acel profesor care să străduie, să explice cât se poate de corect.
Dar când ajungi acasă și dai peste film și îl vezi pe profesor că ai expus complet și ai toate explicațiile pe căiță, nu scrii tu chiar în cuvânt cu cuvânt tot ce spune profesorul. Ei, atunci, asta este ceea ce fac eu unic în lume. Trebuie să spun că nimeni nu mai face așa, să-și spună filmul lecției lui pe internet. Vei vedea și niște filme făcute în Statele Unite, acolo cu niște copii, din state am fost în Indiana acum. Și spuneam, stăteam de vorbă cu părinții, și da, faceți un lucru nefăcut de nimeni. Este o revoluție în tehnologia didactică, în știința asta de a preda. Făcând filmul lecției respective, înseamnă că te poți duce la ea ori de câte ori vrei tu. Și eu o dată, de două ori, acolo fragmentul care n-ai înțeles, dai încă o dată și încă o dată. Așa face Andreea. Nu s-a uitat niciodată. Mare adevărat. Te-ai dus? Da, la Artiger. Te-ai dus? Bine, mă. Îmi retrag. A făcut și eu observația că nu te dusese până la Artiger când tot am insistat. Până la? Da, bine. Și atunci ai șansa să revezi complet lecția. Da, hai să ne întoarcem aici. A, B, ier, yes. Da, A, B, ier, yes. Ei bine, pătratul ipotenuzei, ce înseamnă? Area acestui pătrat. Că latura la pătrat, BC la pătrat, înseamnă area acestuia. Egal cu cateta asta la pătrat, înseamnă area acestuia. Și asta la pătrat, înseamnă area acestuia. De fapt, ce spune teorema Pitagora? Că area acestui pătrat construit aici, pe ipotenuză, este egal cu suma ariilor celor două pătrate. Asta trebuie să dovedim. Deci area acestui an egal cu suma ariilor celor două. Și acum să fac un lucru. Duc înălțimea, o prelungesc până taie aici și în felul ăsta I, J, ăsta de aici s-a rupt în două dreptunghiuri. A spune că area acestuia egal cu suma ariilor acestora, este parcă aș spune area acestuia egal cu area dreptunghiului ăsta plus area dreptunghiului ăsta. Dacă am să arăt că dreptunghiul de aici are aceeași are cu ăsta de aici și ăsta altul de aici are aceeași are cu ăsta de aici, problema e rezolvată. Deci, iată, interpretare geometrică foarte frumoasă, interesantă. Pătratul ipotenuzei, suma pătratelor catetelor, înseamnă, de fapt, area acestui pătrat egal cu area acestuia plus area acestuia, ducând așa înălțimea, se împarte în două și una și aceeași va spune că area pătratului de aici egal cu area dreptunghiului de aici plus area dreptunghiului de aici. Atunci, ăsta se decupează și se decupează. Vă las pe voi să vedem cum dovediți. V-am dus până în momentul ăsta. Dreptunghiul de aici are aceeași are cu pătratul de aici. Și dreptunghiul de aici aceeași cu pătratul din partea asta. Vă gândiți ce înseamnă area dreptunghiului aici ăsta? Cu cine este egal area dreptunghiului? Lungimea ori lățimea, da? La fel în partea asta, lungimea, adică toată asta ori asta înseamnă area dreptunghiului de aici, să fie egal cu asta la pătrat. Deci am redus problema în a spune că AB la pătrat este egal cu BI ori BE. Dar BE cât BC. Ori BC. Asta, dacă o puteți dovedi, de unde vine, ce și cum, și la fel partea cealaltă. Da, haideți să ne facem la problema noastră. Am tot plecat înapoi. Deci v-am arătat teorema lui Pitagora. Pe baza ei ați văzut teorema fundamentală a trigonometriei. Da? Totul merge foarte, foarte frumos. Formulele toate se demonstrează de la trigonometrie. Nici o formulă. De fapt, ai văzut că Andreea de mai multe ori când nu ne amintem o formulă, nu? Am și am încercat să o găsim. Să o descoperim. E bine.
Dacă mișorez unghiul sau îl măresc, alt triunghi va fi și alt raport va fi. Dacă se schimbă M pe cerc, înseamnă alt unghi și alte coordonate, alt sin și alt cos. Că orice punct de plan are o pereche de coordonate, un X și un Y. Pe cercul trigonometric înseamnă cosinus și sinusul. Deci înseamnă că la fiecare mișcare, la fiecare unghi, apare pus în corespondență un număr care înseamnă fie sinusul, fie cosinusul unghiului, da? Deci, unui unghi alfa îi se pune în corespondență. Ce îi se pune? Un număr sinus de alfa, adică raportul acela. Da. Un număr care aparține, am zis, mai la 0 la plus, la 0 la 1. De la 0 la, pardon, la 0 la 1, că sinusul este pe axa Y-ilor. Dar există și posibilitatea de a se duce mai mult un unghi mai mare și se întâmplă să ajungem și cu valori negative. Deci, practic, sinusul se plimbă în zona de la minus 1, cea mai mică, aici, la B'. Cât, ce unghi ar fi făcut la B'? Hai să vedem câte grade are unghiul ăsta. 360. Nu e 360. E fără 90. 190 cu 90, 180 cu 270. Da? 270 de grade. Când e 360 am grade? Când am închis. Când am făcut o rotație completă. Atunci e 360, da? Deci aici câte grade am avea? Câte are unghiul aici? Câte grade ar avea dacă am plecat? Totdeauna se pleacă de aici. 90 de grade. Deci aici aș avea cosinus de 90 de grade și sinus de 90 de grade. Da, cos de 90 de grade, sin de 90 de grade. Dar ce coordonate are punctul ăsta fiind un punct pe axa Y-ilor? 1 și 0. Deci cât este X-ul? A, stați așa. X-ul e 0. X-ul e 0. Deci 0 și 1. De aia, sin de 90 de grade este 1. Știți că mecanicul spune, sin de 90 de grade este fie 0, fie 1, îți dai și pe la întâmplare acolo. Uneori le numerești, alteori nu le numerești. Deci sin de 90 de grade este 1, iar cos de 90 de grade este 0. Că sunt în punctul acesta, la 90 de grade, da? La 0 grade, ce coordonate are punctul de aici? Punctul ăsta de coordonate 1 și 0. Dar, de fapt, înseamnă cos de 0 și sinus de 0. Pentru că, mă fiind în A, nu mai am deschizătură. Câte, dacă mă o coboră până în A, nu mai este deschizătură între ele, deci unghiul e 0. Din măsură 0. Deci, ea spune că cos de 0 este 1, că X-ul punctului, iar cos sin de 0 este 0. Sin de 0 e 0. Dar la A' aici, ce coordonate are punctul A'? Minus 1. X-ul este minus 1. Și 0. Și 0. Cine este minus 1? Cos de 180 de grade. Da? Și sinus de 180 de grade. Deci cos de 180 grade este minus 1, iar sin de 180 grade este 0. La B prim, ce coordonate avem la B prim? 0 și minus 1. 0 și minus 1. Adică cos de câte grade aici? Cos de 270 de grade și respectiv sinus de 270 de grade. Da? Deci sin de 270 de grade este minus 1, pentru că 270 de grade indică un punct pe axa Y-ilor. Iată-mă tocmai în poziția de aici. Și ăsta e motivul. Iar la 360 de grade este exact ca la 0. La 360 de grade înseamnă că am făcut o rotație, nu? Și am ajuns exact în punctul din care am plecat. Deci cos de 360 de grade este 1 și sin de 360 de grade este 0, da? Și de acum pot să fac rotații de astea câte vreau. Deci de aceea unghiul poate să fie mai mare decât 270. Da. Sau decât 360. Iar încep. 360 cu 90 fac 400, 50. Cât?
450 și mai departe. De ce spun că se repetă? Da? Valorile se repetă. Sinusul, deci, unde se plimbă? Care e cea mai mare valoare pe care atinge sinusul? Aici este 1 la 90 de grade și cea mai mică valoare pe care o atinge este la minus 1 la 270 de grade. Deci, sinusul este un număr care aparține intervalului minus 1, 1. Valoarea sinusului. Sau niște numere între minus 1 și plus 1. Deci, ce se face sinusul? Funcția sin e definită pe el. Ea acționează asupra unor unghiuri. Da. Unor unghiuri care au diverse mărimi. Da. Unghiurile nu numai în grade se măsoară, ci se măsoară și în radian. Radian, cu pi. Așa. Când zic pi, pi supra 2, pi supra 3 și mai departe. Știi de ce? Nu. Vezi? Am spus așa. Că unghiurile, pentru măsura unghiului, s-au făcut diverse, s-au stabilit, să spunem, sisteme de măsură. Și o variantă a fost asta cu a 360 parte dintr-un cerc. Deci cercul se împarte în 360 și bucățica aceea micuță, arcul acela care corespunde la 364, înseamnă un grad. Dar cineva s-a gândit și la următorul lucru. Să facă raportul, să vadă de câte ori se cuprinde raza în arcul acela micuț. De unde? Care a fost ideea? De ce i-a venit cuiva chestia asta? Arhimede, ca să măsoare, o să sesizează o chestie. El făcea un cerc, așa, de nisip. Și cu sfoara, punea o sfoară, deci cu circumferența cercului, o altă sfoară care era diametru, și desfăcea, o întindea sfoara aceea care era lungimea cercului și când au împărțit, au văzut de câte ori se cuprinde diametru, au văzut o dată, de două ori, de trei ori și a rămas un capăt micuț. Făcut alt cerc mai mare, i-au luat iar diametru, iar au făcut chestia asta, de trei ori și un pic. Și de trei ori și un pic, îl numesc eu într-un fel. Pi. Da? Deci, lungimea cercului este egal cu diametru ori pi. 3 și ceva ori diametru. Și egal mai departe, diametru înseamnă două raze. Două raze ori pi. 2 ori pi. Deci lungimea cercului 2 ori pi. Știindu-se chestia asta, atunci, dacă am văzut un cerc care câte raze? Un cerc are 6 raze. Da. 6 raze și ceva. Că pi ăsta cât înseamnă? Pi ăsta înseamnă 3,14, nu? 14 puncte. Are foarte multe decimale. Niciodată nu-i periodic, este un număr irațional. Și atunci spuneam că într-un cerc se cuprinde raza de 6 ori și un pic. Da? Și raportul ăsta între lungimea cercului și rază a fost la un anumit radian. Și de aceea spunem că la 90 de grade, la 180 de grade câte are? Cât înseamnă radian? Pi. Pi. Că la 360 de grade înseamnă 2 pi. 2 pi raze. 2 pi radian. Da? Deci, la 180 înseamnă un pi, la jumătatea lui 180 de grade, la 90 înseamnă pi pe 2, da? Deci pi, 2 pi este tot, 2 pi înseamnă 360 de grade, numai jumătate din cerc înseamnă în radiane pi, și până la 90 de grade pi pe 2. Și acum, la 45 de grade, pi pe 4, la... Și tot așa. Da? Deci, de ce e bine să spun că sinusul e definit pe el, sănătate, sinusul e definit pe el cu valori în intervalul minus 1, 1. Deci valoarea sinusului, unghiurile sunt oricât de mari, și negative și pozitive. Deci și pozitive și negative, că nu am în fața asta, da? E de fapt o idee, aș vrea să-ți spun așa. Și vă spun, fetelor, în felul următor.
dacă cu punctul A viu chiar în O, în 0, și rostogolesc cercul, până ajung încă o dată, ca și cum aș desfășura, ca și cum aș întinde. Deci îl rostogolesc până ajunge încă o dată în A, e bine, hai până aici am 2pi. Da, 2pi, adică 2pi raze. 2pi raze. Și zicem 2pi radian. La jumătate cât ar fi aici? Pi. Jumătatea segmentului acesta. La jumătate cât ar fi aici? Pi pe 2. Practic, pi pe 2 asta ar corespunde la 90 de grade în grade sexagesimale, se cheamă. Sexagesimale, sunt și grade centesimale. Din face cât ar fi aici? 3 pi pe 2. Și așa mai departe. Împărțim în jumătate. Pi pe 4. E pi pe 2 supra 2, pi supra 4. Și putem continua suficient de mult. Dacă rostogolesc în partea asta, am valorile negative. Adică, de aceea spun că sinusul e definit pe el, pentru că eu nu mă opresc aici. Îl continuu să rostogolesc. De acum mai rostogolesc o dată 2pi și 2pi, 4pi. Și încă o dată 6pi și așa mai departe. De aceea zice că e funcție periodică. Că se repetă după lungimea de 2pi, încă o dată rostogolirea și sinusul și funcțiile și cosinusul și tangenta și fotoneț sunt funcții periodice. O să discutăm, dar vedem, vom vedea care e perioada pentru fiecare parte. Dar să mă întorc aici, să vedem ce anume am vreau să vă spun. Deci sinusul e definit pe R. Ați înțeles, adică unghiurile pot să fie orice număr real. Are rost să spun de sinus de 7. Are rost să spun de sin de 7. 7 e un număr real, el indică un anumit unghi măsurat în radian. Are rost să spun sinus de 13 pe 7. Este un unghi, 13 pe 7, care în radian are o anumită valoare. Și sinusul lucrează asupra oricărui număr real. Nu avem nicio problemă. Ce dă ca valoare? Ca valoare totdeauna un număr cuprins între minus 1, 1. Dacă veți vedea vreodată scris așa, sinus de un unghi alfa egal cu 5, sunteți de acord? Sinusul egal cu 5? Nu, cred că adică valoarea sinusului, poate să, el lucrează asupra un unghi real, dar valoarea sa trebuie să fie un număr unde trebuie să fie. În minus 1 și 1. Nu se poate niciodată, eu trebuie să n-ai asta. Este absurd. Dar dacă vedeți sinus de alfa egal cu 1 pe 2, are rost? Da. 1 pe 2 este un număr între minus 1 și plus 1. Da? Este, asta aparține lui minus 1, 1. Și merită să mă gândesc. Și știți ce unghi? Alfa egal cu 30 de grade. Da? Alfa e 30 de grade, adică pi pe 6. Că pi înseamnă cât 180 de grade și împărțit la 6 este exact 30 de grade. Dar aici este în grade, licoace în radiani. Da? Asta este deosebit. Este același lucru, numai că unitățile de măsură sunt diferite. Deci sinusul ce face? Oricărui unghi îi corespunde un număr între minus 1 și plus 1. Oricărui unghi îi corespunde un număr cuprins între minus 1 și 1. Dacă ar fi să faci un grafic cu funcție sin, cum ar arăta graficul cu funcție sin? Păi, hai să începem să facem valorile. Am meritat să facem un tabel de valori. Ștept de aici, o să-mi dai tu. Am intrat pe terenul acesta minat al trigonometrii. Și aici avem treabă cât cuprinde. Vezi? Aici autorul a prezentat un exercițiu. Dacă noi nu știm ce înseamnă arcsin de sin, nu avem ce discuta aici. Paranteza de la tangent. Așa. Deci ne vine foarte greu să lucrăm. Dar punem așa cu ureche niște rezultate. Dar nu-i treaba sănătoasă. Nu merită. Uite. Hai să facem un tabel de valori. Deci.
pentru unghiurile mai importante. Aici spune unghiul alfa și aici să punem sinusul, cosinusul, tangenta, trebuie să vezi cum se face timpul. Da, mă uit alea, mai sunt 10 minute. Așa, cotangenta. Tangenta și cotangenta. Ei, pentru unghiurile mai importante, pentru unghiurile 0 grade, deci aș vrea să facem pentru 0 grade, pentru 30 de grade, pentru 45 de grade, pentru 60 de grade, pentru 90 de grade, 120 de grade, că m-am dus acum cu câte grade peste 90? Cu 30? 150 de grade, 100, cât? 135, hai să pun 135 întâi. Da. Adică peste 90 mă duc în 45. Deci 135 de grade, 150 de grade și 180 de grade. Am ajuns abia până la jumătatea cercului, da? Da. Acolo. Să zicem, după 180, merg cu 30. 180 cu 30 vine cât? 210. 210 grade. Apoi la 180 vin cu 45. 225 de grade. Apoi la 180 merg cu 60. Cât vine? 240. 240 de grade. Apoi 270 de grade, da? Da. Și am ajuns până la partea de jos, 270. Ce urmează acum? 270 cu 30. 300. 300 de grade. Apoi 315 grade. Adică la 270 ar veni cu 45. Da. Până vin cu 60, la 270 cu 60. 330 de grade și în sfârșit 360 de grade și pe asta am închis cercul. Așa. Toate acestea le-am foarte bine făcut în volumul acela. Mereu amintesc, volumul se intitulează Trigonometrie și cu noțiune introductivă cu definirea funcțiilor cu unghiuri, cu măsura lor și mai departe. Da, să încercăm acum ca să legăm un pic ieșițiul ăsta, că așa n-am cu șanse să... Deci, din nou, cercul trigonometric. Deci, șansa mea, toată trigonometria care o am făcut acolo și am predat-o de-a lungul timpului, am predat-o numai folosind cercul trigonometric. Lucru pe care îl poți face tu într-un curs totdeauna, acolo când te afli într-o situație dificilă, nu-ți amintești ceva. Da. Și în felul ăsta te descurci fără... Da, și poate A prim, B, B prim. Da, A prim și B, B prim. O, punctul de intersecție a celor două, a celor doi diametri. Ce vreau să spun? Hai să vedem pentru 0 grade. Ce coordonate are punctul aici la 0 grade? Înseamnă că M aici se află, da? Da. M, deci pentru 0 grade, dacă alfa e egal cu 0 grade, înseamnă că M coincide cu A. Iar A ce coordonate are? 1 și 0. 1 și 0. Și M-ul... M-ul ce coordonate are? Cos de alfa sin de 0. De 0. Sin de 0. Mă, că alfa este 0 am făcut aici. Da. Alfa cos făcut de alfa. Deci cos de 0 și sin de 0. Deci ce rezultă? Că cos de 0 cât este? 1. Da? Cos de 0 grad este 1. Și acum completăm. Da? Cos de 0 este 1. Iar sin de 0 este 0. Sin de 0 este 0, cos de 0 este 1.
Când alfa e 30 de grade, să completez și pentru tangente. Tangenta cu cine este egală? Tangent de 0 grade, tangenta este sin pe cos, da? Sin de 0, sin de 0 grade, supra cos de 0. Și egal cu sin de 0, e 0, 0 pe 1, cât face 0 împărțit la 1 este 0. Iar tangent, cotangenta, cât este cotangenta? Cos pe sin de 0. Este egal cos de 0 supra sin de 0. Da, 1 pe 0, 1. 1 pe 0, cât este? 1. Doamne! 1 împărțit la 0? Nu se poate face. Împărțirea la 0 nu se poate face. Deci nu există. Da? De ce spunem că tangenta nu există la 0 grade? Hai să vedem pentru 30 de grade. Pentru asta, M a plecat de aici și a făcut... În câte părți împărțim arcul ăsta? Ca să fie 30 de grade corect. Dacă tot înseamnă 90 de grade, în 3 părți. Da? Deci ajungem aici. M de coordonate. Ce coordonate are M? Cos de alfa, sin de alfa. Adică cos de 30. Da. Cos de 30 de grade și sinus de 30 de grade, în condițiile în care am gândit așa, da? Unghiul alfa este de câte grade ești? De 30 de grade. Cos de 30 și sin de 30. E, te întreb, Andreea, cosinusul ar fi segment, sinusul ar fi segmentul ăsta, așa, da? Da. Adică, ăsta de aici este Y-ul. Și cum se găsește Y-ul? Ducem perpendiculară din el. Mm-hmm. Oare unde pică în toată asta? La o treime din arc. Deci asta ar fi o treime din tot. După desen, nu, dar din... Dar arcul ăsta e o treime, dar nu ne-a picat el. Hai să vedem ce fel de triunghi este ăsta. Ce fel de triunghi este OMB? OMB. Este echilateral. Sigur este echilateral, nici motiv. Păi razele... OM și cu OB sunt egale că sunt raze. Și unghiul dintre ele e rămas de 60 de grade. Deci el este isoscel întâi. Da. Triunghiul este isoscel și cu unghiul de aici de 60 de grade este echilateral. Da. Motivul, rămas astea două să fie egale și împreună fac 120 împărțit la 2, 60. E clar că triunghiul echilateral. Da. Unde pică înălțimea de orice vârf un arc și din mână într-un triunghi echilateral? La mijloc. La mijloc. E și mediană și mediatoare, de fapt. Da. Dacă pică la mijloc, toată asta cât era de mare? 1. 1. Și acum, numai asta? 1 pe 2. 1 pe 2. Deci, sunt de 30 de grade, ăsta e motivul pentru care e 1 pe 2. Da? Nu mai uităm niciodată. Sunt de 30 de grade, e 1 pe 2, pentru că a apărut aici, nu? Înălțimea unde pică într-un triunghi echilateral. Ăsta e motivul. Iar ca să găsim cosinusul, deci, adică cosinusul... Am dus perpendiculară, ăsta este cosinus. Da? Și dacă știi că ăsta e 1 pe 2, asta este 1, prin Pitagora scădem. Deci, o să spunem și noi că cos pătrat de 30 plus sin pătrat de 30, știm asta, da? Cos pătrat de 30 de grade plus sin pătrat de 30 de grade, cât face egal cu 1. Da. Sin pătrat plus cos pătrat face 1. Și atunci am, iată, cos pătrat de 30 de grade plus sin pătrat. Sin pătrat care este 1 pe 2. 1 pe 2, da. N-am zis de 1 pe 2 la pătrat plus egal cu 1. Deci, înseamnă că cos pătrat de 30 de grade este egal cu 1 minus 1 pe 4. Da? Care aduce la același numitor. 4 3 minus 1, 4. 3 pe 4. Egal cu 3 pe 4. De unde rămâne cosinus de 30 de grade, simplu, egal cu plus minus radical din 3 pe 2. Deci plus minus radical din 3 pe 2. Dar și noi... cosinusul nu ține. Dar nu. A. Valoarea cosinusului. Da. Dar valoarea cosinusului în cazul ăsta e în partea asta, nu e în partea cealaltă.
Dacă ai fost în partea asta alaltă, spunea că e un număr negativ. De data asta e număr pozitiv radical din 3 pe 2. Deci, cât este cos de 30 de grade? Radical din 3 pe 2. S-a pus 5. Da?